dispoziția domeniul public al comunii. Inițiator, domnul Lasei Ion, în alt
scarpe, quelle due materie primine, primire a uate, 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 berești, Bistița, în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIC și modificarea actului constitutiv și a statului acesteia, inițiatorul Vlasica, de mapă, nu știu, acel mare. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, începem cu punctul 1, da? Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției anuale a Consiliului Local și Provincial Mare la finanțarea activității de asistență socială și aprobarea contractului de asociere prin finanțare activități de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Bine, per. Cine este pentru? 35%, nu? 35%. 35% din valoare, o suportăm noi de la bugetul local. Am înțeles. Da. Dar acum să pun la prima dată, dacă sunt discuții, dacă nu știu. Am înțeles. Da, da. Majoritatea din voturi s-a aprobat punctul 1, în cel punctul 2. Proiect de hotărâre privind neasumării responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României pentru perioada 2021-2023. Dacă sunt, știți de ce vorbim? Ar fi bine să ne explicați un pic, că... Înțelegeți. E vorba de programul Parc în școală, nu? Nu știu, da. Am venit o adresă de la Consiliul Județean, de până acum, și legea spune. Cei de la Consiliul Județean sunt în măsură să fie contracte de achiziție pentru produsele respective. Și Consiliul Local. Dar până acum, numai Consiliul Județean a fost cel care a făcut asemenea achiziții și a primit o adresă și în scurt, așa, dacă ne asumăm, răspunde că să facem noi achiziția pe plan local. Și nu. Adică eu le-am dat răspunsul, eu am ședință de Consiliul Local, dar eu vă spun că proiectul de hotărâre îl fac cu neasumare. Dacă Consiliul Local nu se dea asumarea răspunderii pentru achiziția produselor utilare și mai. Deci asta e. Ne asumăm noi răspunderea. Nu, 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 și ei fac o singură licitație, o achiziție, pozitivă. Școala Bătrână, punctul 2, dacă se vedea majoritatea de lucruri s-a aprobat. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de execuție bugetară pentru trimestrul 2 al anului 2021 al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Dacă sunt obiecții. De ce s-a pierdut în trimestru, nu? Așa cum știți, la sfârșit care se sfârșește de trimestru, s-a făcut în execuția bugetară, așa cum s-au făcut veniturile, s-au realizat veniturile și cheltuielile la fiecare sfârșit de trimestru. Deci, cum ar trebui cu fiecare să vină în fața Parlamentului să spună cheltuieli, ca să vedeți cheltuieli care s-au făcut, așa facem. Acum, trecem la urmă. Cum? Punem la urmă. S-a aprobat. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 al anului 2021 al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău. Obiecții? Nu. Aici cred că poate să vă informeze, doamna, la tablă despre ce de mincare se vor. Deci, este prima rectificare pe anul ăsta și am consultat contul de execuție, așa cum ați văzut, la 30 așa, și am constatat că avem unele venituri încasate în plus față de bugetul inițial. Și atunci le-am rectificat ca să-i putem cheltui, adică pe ce anul. Reparațiile de la centrul social, care v-a explicat, domnule primar, să facem un centru social pentru persoanele cu dizabilități. Așa? Și o
o diferență pentru mobilierul de la casa prasnicală de la Butinaș. Despre asta vorba. Și acolo se cam termină cheltuielile la parohie. Casa prasnicală, da. Gata. Din coace la centru o să se ducem medical. Deja s-au făcut și angajările personalului pentru desfășurarea activității. Noi mai avem un pic și terminăm și finalizăm. Cred că, cred că zic mult, 2 săptămâni. Așa, și după aceea o să-și înceapă activitatea. Și chiar după ce se termină, v-aș invita să treceți pe acolo, să vedeți. Cel puțin să vedeți pentru ce ați aprobat niște cheltuieli. Acordeonul și dacă ați aprobat. Va fi de utilitate pentru omul, pentru persoane. Vor mai trebui persoanele cu dizabilități să se deplaseze la Onești pentru recuperare, pentru... La Gârbovară, nu? Da. Da, da, da. Acolo, spuneți general. Eu nu spun Negruiești, spun Gârbovară, acolo Andrașcu. Eu știu satul Gârbovară. Așa. Nu Negruiești. Așa. Ați venit acolo? Da, bineînțeles, acolo la Gârbovară. Acolo la Gârbovară, unde... Acolo m-am născut. E ceva frumos ce se face și casa în motor, apropo de asta, poate nu mă duc trebuie mai mult. Aia o să urmezi. Să vedem dacă mi-e dă tot ceva la implicarea. Știu că e greu, dar... E morții vin în timp. Trebuie să fie acum. Ați zis că vine doar așa din mult, nu se ducă la 4 numere. Nu se ducă la 4 numere. Se ducă la 4 numere. Măcar 50 de idei. Da, spune la vot proiectul numărul 4. Eu țin la școală. Aprobat. Compromis. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la 4 numărul asociației grupului de acțiuni locală Valea Cotușului Bartol. Știți? 8500 de euro. 8500 de euro. Dar și beneficiem în turma ta. Am avut foarte. Cred că trage acest profil de o tehnică, nu, dar avem multe investiții prin țifre de gaz. Cred că nu sunt valori mari. Avem toriete de la Montana, care de la Paștea. Terenul de sport. Terenul de sport de la Neuiești. Bundul excavatorul, trotuarele, care este care și drumul ăla. Dacă mai avem după proiectul care este în derulare? Nu, nu mai avem în derulare. Îi așteptăm acum, nu știu dacă s-a făcut bugetul GAL pe exercițiul financiar 2021-2027 și o să apară iarăși proiectul de investiții. Da, să punem la vot. Punctul 6. Voi l-ați avut în... Nu, anunțat și în 4. Da. 6 cu ce punct? Închirierea suprafeței 4 metri. Da, da, da. Mă l-ați avut, nu? E-mail. Știți că luna trecut am aprobat cetarea contractului, rezilierea contractului cu... Catolic. Da? Și acum au cerut cei de la RDS. Dar noi scoatem la licitație pe suprafață de 4 metri pătrați în interior, unde își depune niște materiale, și 37,5 metri pătrați e suprafață de la care nu un antenă. Nu sunt șanse de natură. Nu vorba licitație, ci ce soluție. Oricum nu să mai fie suma care a fost înainte. Dar care era 37 metri pătrați? Unii s-a tine, nu-i puneam. În purtul. Aaa, în spate. Obiecția, da? Se fac și licitații, așa cum se desfășoară, dar nu cred că nu se mai prezintă nimeni. Cine se prezintă? Asta e formalitatea. Asta e formalitatea, da. Să punem la voi. Păi, da, stai, 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 să pun... Ei. A
Acum, ședința de astăzi. În ședința de astăzi trebuie stabilit prețul. De la care se primim cu licitația. Da. Minim. Da. Cât a fost anul trecut? 10 euro pe metru pătrat? Pe lună sau pe an? Pe lună. Pe lună? La mine ne gândim. La mine ne gândim. La mine ne gândim. La și același preț și pentru interior și exterior? Nu. Pentru aia 4 metri pătrați ar trebui pentru interior. Și ce suprafață ai aflat? 3-6-4. Eu v-aș recomanda atunci și eu metru pătrat la 4 metri și 10 dincolo. Acum nu putem merge în cei de la cel. Da. Sau unde este doctorat? Da. Nu înțeleg nici prea mult nimic la acest lucru. Și oricum la reputație nu vă mai față și poate pentru că n-a la nimeni interes de o să ia. Da, da. Și am ăsta în rădă din prețul. Bine, da. Deci, dumneavoastră îmi propuneți 12.60, da? Propuneți dumneavoastră. Vă recomandat pe aici. Pentru 4 metri pătrați. Nu. Interior. Nu. Nu-i consilier. Deci, propun. Propun. Deci, pentru cei 4 metri pătrați, 12 euro. 13 pătrat. Iar exteriorul, 10 euro pe metru pătrat. Dacă sunteți de acolo, sunt unul la pune. Ok. E oricum, dacă sunt nemulțumit, sunt prețul prea mare, îi face o... Nu, ăsta e prețul bine, care l-a stat bine, da. Nu, 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 Okay.